Ascultați Corpul, mergi la medic, rubrica oferită de către Campusul Medical Regina Maria Iași. Hipertensiunea arterială, cunoscută și sub denumirea de ucigașul tăcut. Cum se diagnostichează, cum se monitorizează și ce urmări nefaste poate avea netratarea ei la timp. Aflăm toate acestea de la doctorul Oana Bucur, medic specialist medicină internă și gastroenterologie, în cadrul Campusului Medical Regina Maria Iași. Am ales să discutăm astăzi despre hipertensiunea arterială, pentru că este o boală extrem de frecvent întâlnită în populația generală, afectând unul din doi pacienți peste 30 de ani și unul din trei pacienți peste 50 de ani. Hipertensiunea arterială se diagnostichează prin măsurarea valorii tensiunii arteriale, care trebuie să depășească valoarea de 140/90 mm coloană de mercur. Hipertensiunea arterială poate fi clasificată în două mari categorii. Hipertensiune arterială esențială, adică cea la care nu putem stabili o cauză și care este și cea mai frecvent întâlnită, până la 95% din cazuri, și hipertensiunea arterială secundară, care poate apărea ca urmare a unor boli renale, a unor boli endocrinologice, a unor boli congenitale. Tocmai de aceea este foarte important de a încerca să stabilim cauza hipertensiunii, pentru că în funcție de cauză se recomandă și tratamentul. Diagnosticul hipertensiunii arteriale se pune prin măsurarea valorii tensiunii arteriale în cabinet, însă există și metode mult mai corecte, mult mai avansate, cum ar fi monitorizarea ambulatorie a hipertensiunii arteriale printr-un aparat pe care lumea îl cunoaște cu denumirea de Holter, incorrect spus Holter, de fapt se numește monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale și aparat pe care noi îl avem în clinica noastră și putem să-l utilizăm la pacienții la care considerăm necesar. Utilizăm acest aparat pentru a obține o imagine de ansamblu a valorilor tensionale la domiciliu, însă este extrem de util în diagnosticarea hipertensiunii de halat alb sau a hipertensiunii marcate. Hipertensiunea de halat alb înseamnă de fapt niște valori tensionale crescute în momentul în care pacientul se prezintă la medic, însă la monitorizarea la domiciliu observăm că valorile tensionale sunt normale. Iar hipertensiunea mascată este exact pe dos, deci pacient care vine în cabinet, are valori tensionale normale, însă la domiciliu are valorile tensionale crescute. Deoarece valorile tensionale sunt oscilante și variază cu fondul emoțional al pacientului, monitorizarea Holter ne ajută și pentru a urmări evoluția valorilor tensionale pe parcursul nopții. Atunci când pacienții sunt mai predispuși la creșteri tensionale și la accidentele vasculare sau la infarctul miocardic. Pentru că este o afecțiune atât de frecvent întâlnită, se recomandă ca peste vârsta de 20 de ani să ne măsurăm tensiunea măcar o dată pe an, iar ulterior, după 40 de ani, este recomandat un consult cardiologic măcar o dată la câțiva ani, în funcție de ce stabilește primul consult. În campusul Regina Maria din Iași utilizăm acest aparat de monitorizare a tensiunii ambulatorii, atât pentru diagnostic, cât și pentru urmărirea evoluției pe perioada tratamentului a pacientului hipertensiv. Recomandarea mea este ca orice persoană să încerce să își ia tensiunea arterială chiar și la domiciliu sau cu orice altă ocazie cu care merge la medic, medicul de familie, într-o farmacie, la un alt fel de consult. Iar dacă valoarea depășește 140/90 de mm coloană de mercur, să meargă la medic cardiolog sau la medic internist pentru o imagine de ansamblu. Pacientul hipertensiv este evaluat corect prin efectuarea unei electrocardiograme, a unei ecografii cardiace, a unei monitorizări ambulatorie a tensiunii arteriale, dar bineînțeles și prin evaluarea profilului biologic, deci analize. De ce recomand monitorizarea anuală a tensiunii arteriale? Pentru că hipertensiunea arterială este o boală silențioasă, cunoscută și ca ucigașul silențios. Rare ori dă simptome, poate la valori tensionale înalte, și are niște urmări destul de grave. O hipertensiune arterială netratată la timp poate duce la degenerarea
arterilor periferice sau arterilor mici de la nivelul cerebral sau de la nivel renal și poate conduce la urmări nefaste precum accidentul vascular cerebral, infarctul miocardic, insuficiență renală cronică sau arteriopatie periferică. Iată deci de ce este important ca hipertensiunea arterială să fie diagnosticată la timp, evaluată corect și tratată corespunzător. Ascultați Corpul, mergi la medic, rubrica oferită de către Campusul Medical Regina Maria Iași.